începem acum dezbaterea. Avem doi invitați cu care discutăm rezultatele celui mai recent sondaj curs și nu numai, pentru că avem și alte subiecte interesante din zona politică. Alături de mine, legătură telefonică directă, sunt doamna Diana Stoica, este candidată USR la parlamentare și susținător al Elenei Lasconi și de asemenea Laurențiu Gâdea este candidată din partea PSD la parlamentare și susținător, bineînțeles, al lui Marcel Ciolacu. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și începem cu doamna Stoica, tocmai pentru că datele acestui sondaj ne arată că va fi o bătălie foarte strânsă între candidații care ar ajunge pe locul 2. Și, practic, avem diferențe de 1%, 2% în marja de eroare, cum se spune. Adică sunt, într-adevăr, conform acestui sondaj, la egalitate candidatul PNL cu candidatul AUR, dar Elena Lasconi este la diferență foarte mică. Da, știți că orice sondaj reprezintă doar o fotografie de moment. Eu personal am mai puțin încredere în sondaje după alegerile locale, dar dacă ne referim la curs, vă aduc aminte ce ne anunțau înainte de alegerile locale. Cu 3 zile înainte, îl dădeau pe Nicușor Dan la 30%, pe Firea la 29%, și am văzut cu toții care a fost scorul Nicușor Dan câștigând cu 47% primăria municipiului București. Deci, e important să, sigur, să ne uităm la niște cifre, să ne uităm la tendințe, dacă vreți, mi se par mai relevante, mai degrabă, și la vibe-ul oamenilor, dar cifrele reale le vom afla doar după ziua votului și eu am încredere că Elena Lasconi este candidata care cu adevărat are cele mai mari șanse de creștere, candidata care va intra în turul 2 și care va câștiga. Acum, dacă e vorba de șanse de creștere, e un aspect foarte important, domnule Gâdei, pentru că sunt analiști care spun că, practic, Marcel Ciolacu ar fi ajuns la un prag de unde nu prea mai are unde crește. El își păstrează într-adevăr prima șansă, pentru că asta arată toate sondajele, indiferent de tendințe, dar spun unii analiști că are șanse, mă rog, ar putea să aibă ghinionul, mai bine spus, candidatul dumneavoastră, să piardă din acest punctaj în urma, nu știu, unui incident neprevăzut, poate. Este foarte greu ca Marcel Ciolacu să scadă în procente. E drept, este o imagine a momentului acum. Mie mi-este foarte greu să preconizez ce se va întâmpla în continuare, pentru că nu știu câte voturi se vor împărți între PNL și AUR, pentru că este foarte cunoscut că în țară au început alianțele oficiale între PNL și AUR, în sensul că și-au pus viceprimari unii altora cu sprijin și cu voturile unora altora și-au pus viceprimari, deci este clar că ei merg într-o simbioză și va fi foarte greu să-și convingă proprii simpatizanți să voteze un partid, un candidat sau altul. Cred că cu toate scandalurile care vor apărea în continuare, pentru că nu mă îndoiesc că ceilalți contracandidați ai domnului Ciolacu, în afară de scandaluri și de discuții de astea de cârciumă, nu prea vin cu discuții despre proiecte economice, despre români, despre România. De altfel ați văzut că la cei de la PNL, de exemplu, pensionarii sunt inexistenți. Adică ei merg pe o campanie doar negativă, considerând că trăim în anii 90, atunci când românii votează împotriva cuiva, în loc să voteze pentru ei, să voteze pentru stabilitate, să voteze pentru un președinte al tuturor românilor. Pentru că am spus-o și o spune tot timpul Marcel Ciolacu, nu vorbește și nu-și atacă adversarii, ceea ce adversarii domniei sale fac zilnic și ei personal și prin toate echipele lor de campanie. Dar ori avea o astfel de campanie la momentul ăsta în care mergi doar pe negativ, doar împotriva unui om, cred că îl întărește și îi va da simpatie și rezultate electorale foarte bune. Interesant, e clar, ce avem o alianță legat de PNL-AUR. Păi vă dau un exemplu. Da, dar apropo de asta,
Exact ce spuneți dumneavoastră despre cei de la PNL, spune Mircea Joană despre PSD, că de fapt ar fi o colaborare între cei de la PSD, doamna, și AUR. Dragă. Numai puțin, continuăm discuția, domnule Gâdăi, și revenim la ambii invitații în câteva momente, pentru că dacă tot am ajuns în acest punct, vedem și declarația făcută chiar aici pe B1 TV. Mircea Joană, candidat independent la prezidențiale, dezvăluie care sunt de fapt jocurile de putere făcute de contracandidații săi. Potrivit lui Mircea Joană, s-ar face anumite înțelegeri între Marcel Ciolacu și George Simion. Totodată, Joană spune că singurul candidat cu șanse reale să intre în turul 2 este chiar el. Vedem declarația domnului Joană. Apelul meu la cei care sunt în clipa de față în această competiție este că, cu voie sau fără voie, fac jocul înțelegerii între Ciolacu și Simion. Toți ceilalți, asta este apelul meu către dânsii, încearcă marginal să recupereze de la mine 1% sau 2% din foștii votanți PNL sau USR, în timp ce ei, de fapt, sunt într-o zonă în care Simion se duce cu Ciolacu în turul 2. Finala campaniei prezidențiale se joacă în turul 1. Domnul Ciucă este acum undeva la 8-9%, n-are practic șanse să intre. Doamna Lăsconi stă un pic mai bine, asta am spus și eu, dar n-are unde să mai crească. Chiar dacă mai ciugulește de la mine 1% sau 2% din foștii votanți USR, tot n-are unde să mai crească. Singurul care are bazin electoral multidimensional și de acolo, și de acolo, și de la nehotărâți, și din diasporă foarte mult, și inclusiv din cea din Basarabia. Da, aceasta a fost declarația făcută chiar aici pe B1 TV. Nu mai are unde să crească, asta spune domnule Gâdăi Mircea Joană și nu știu dacă e observația, doar observația dumneavoastră, vă spuneam că sunt și analiști care spun acest lucru și dacă ne uităm totuși la acest procent, 28% conform ultimului sondaj, ar fi chiar sub procentul partidului dacă ne uităm la sondajele care iau în calcul PSD ca partid pentru parlamentar. Domnul Joană este decredibilizat total. Nu, nici echipele domniei sale de simpatizanți, după ultimile scandaluri apărute în mass media, să știți că nu-l mai girează. Ba mai mult decât atât, foarte mulți analiști spun că discursul domnului Joană este de fapt scris de domnul Vanghelie. Ori o persoană girată de domnul Vanghelie. Trebuie să avem și niște dovezi că se întâmplă asta, că așa putem să spunem multe. Dumneavoastră ați spus de analiști și eu spun tot la fel de analiști. Adică lucrurile cam așa una e, stau. Una e să ne uităm totuși la niște calcule și alta e să ne dăm cu părerea. Bine, și știți foarte bine că în spațiul public au apărut înregistrări lui domnului ăsta Vanghelie, în care... din care reieșea foarte clar că îi acordă un sprijin nu doar prin simplu vot, ci un sprijin mult mai larg. Așa că lucrurile, din punctul de vedere al meu personal, în ceea ce spune domnul Joană, sunt simple fumigene, baloane de săpun, nu mai are credibilitate, nu a răspuns foarte multor întrebări pe care românii le-ar fi vrut lăburite, așa că domnia sa nu face decât să se joace în zona asta a prezidențiabilului. În realitate, scorul domniei sale va fi foarte mic, pentru că românii, repet, vor vota pentru ei, vor vota pentru viitorul României, vor vota un președinte al tuturor românilor, care nu are de împărțit cu niciunul dintre contracandidații săi atacuri sau vorbe urâte. Bun, acum trebuie să spunem că noi am vorbit cu domnul Vanghelie și a respins toate acele acuzații care au fost făcute la un moment dat, cum că se implică în mod activ în campanie electorală a lui Mircea Joană. Dar acum, dincolo de această discuție, doamnă, dacă e să vorbim despre modul în care candidatul la prezidențiale, poate să ridice și partidul pentru parlamentare, date fiind alegerile care sunt practic la mijloc, parlamentarele sunt la mijloc. Ce putem să observăm din datele care o vizează pe doamna Lasconi? Este sub partid, e la nivelul partidului, poate să fie o locomotivă care să tragă partidul pe care le reprezentați dumneavoastră și la parlamentare? Eu cred că este și având în vedere calendarul electoral, toate partidele vor fi influențate de scorul din turul 1, pentru că avem doar o săptămână între turul 1 și alegerile parlamentare. Și cred că e important pentru toți românii să înțeleagă că orice președinte, având în vedere atribuțiile constituționale pe care le are, pentru a face reformele de care România are nevoie, are nevoie și de o majoritate în Parlament. De aceea sunt, cumva, dacă vreți, corelate și din punct de vedere logic aceste alegeri. Dar, în ceea ce o privește pe Elena Lasconi, eu cred că este o locomotivă pentru partid, cred că este, în primul rând,
o locomotivă pentru reformele din România, pentru că e singurul candidat care nu face parte din sistem, care a intrat în politică după o carieră fructoasă în mediul privat, pe când ceilalți au lucrat doar la stat. Și cred, apropo de nivelul de creștere și potențialul de creștere, gândiți-vă că atât Nicolae Ciucă cât și Marcel Ciolacu au avut o expunere foarte mare prin prisma funcției de premier. Deci pe dânsii cam cunosc oamenii și și-au făcut deja o opinie despre ei. Este evident că Elena Lasconi, având de crescut și din punct de vedere al notorietății, are șanse mai mari să crească și din punct de vedere al favorabilității și al intenției de vot. Dar, apropo de susținerea domnului Joane, ce spunea domnul Gâdei, poate nu ar mai susține oamenii după ce au văzut într-adevăr că dânsul se face de râs cu fiecare ieși Republica. Dar am văzut că sunt deputați PSD care îl susțin, care sunt în continuare în Parlament susținuți de către PSD, ceea ce e puțin dubios din punctul meu de vedere. Nu mi-e foarte clar ce se întâmplă acolo. Bine, acum nu e o noutate pentru nimeni că domnul Joană a fost cel mai longeviv președinte al PSD-ului, oricât dânsul ar încerca să se disocieze de partidul acesta. Este partidul care practic l-a făcut om din toate punctele de vedere, partidul care l-a trimis la NATO, ne aducem aminte că doamna Dăncilă l-a trimis acolo, și trebuie să fim cumva conștienți de lucrurile acestea, să nu avem memoria scurtă, cum uneori tindem să o avem, și să votăm oamenii în funcție de lucrurile pe care le-au făcut, nu în funcție de vorbe, pentru că am văzut foarte multe promisiuni, în special din partea PSD și PNL, care sunt la guvernare împreună doar în ultimii 3 ani și au fost la guvernare majoritatea ultimelor 35 de ani. Și e greu de crezut că dacă ei n-au făcut ceva în acești 35 de ani, vin acum și o vor face. Da. Deci să fim serioși. Bun, acum, dincolo de toate aceste calcule matematice pe care le fac analiștii și sociologii în perioada aceasta, mai avem un subiect care are potențial exploziv. Este vorba despre vila în care ar fi trebuit să stea după ce își termină mandatul Klaus Iohannis. Premierul Marcel Ciolacu a răspuns acuzațiilor liderului PNL Nicolae Ciucă privind desecretizarea hotărârii de guvern care vizează vila de protocol din aviatorilor. Ciolacu spune că o să desecretizeze tot ce vrea Ciucă și s-a întrebat de ce nu a făcut-o el când a fost premier. Ciolacu i-a reproșat din nou lui Ciucă faptul că a dat adresa sa pe Facebook. O să desecretizez tot ce vrea Dorință. De ce nu le-a făcut când a fost premier? Pentru cine? Am văzut că vorbim și de industria de apărare. N-a fost șef al armatei vreo 5 ani, ministrul la apărare, premier. Am avut și mă... Da, eu fac ceva. A, de ce n-a fost alaltăieri și de ce ieri? Fiindcă acum ați cerut dumneavoastră presă. Am văzut, până la urmă trebuie să intrăm într-o normalitate. Premierul Marcel Ciolacu a reamintit că Nicolae Ciucă i-a făcut adresa publică pe rețelele de socializare. A dat adresa mea pe Facebook. Ați mai văzut așa ceva în politică? De la un demnitar? De la al doilea om în statul român? Da, presupun că e campanie electorală. Dumneavoastră știați de acea hotărâre și pentru cine e practic acea casă de pe aviator? Scrie foarte clar. Pentru demnitari. Pentru președinți care au fost numit. Cine s-ar nu încadra? Se dau. Hotărârile nu se dau nominal. Cine s-ar încadra? Dar tu dai o direcție pentru o clădire. Tu stat. Decizia, formă, la îngrenajii. Serviciul de pasă și protecție are normal, care în subordine acest lucru, identifică obiectivul și așa mai departe. Replica acidă a lui Ciolacu vine după ce Nicolae Ciucă l-a acuzat pe liderul PSD de ipocrizie politică, subliniind că, în ciuda acuzațiilor la adresa sa privind utilizarea resurselor statului pentru privilegii, Ciolacu a beneficiat constant de vile de protocol încă din guvernul Tudose. Altă dovadă de ipocrizie. S-a acuz pe alții de înclinație spre lux, dar tu să-l cauți permanent. Dacă însă Marcel Ciolacu voia să se lupte cu președintele Iohannis, putea să candideze în 2014 sau 2019. Eu nu sunt președintele Iohannis. Oamenii merită să știe cum sunt folosiți banii lor pentru astfel de privilegii. E timpul ca PSD să înceteze, să abuzeze de resursele statului, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook. Și acum, domnule Gâdăi, dacă tot spuneați că mergeți pe transparență totală, așteptăm și răspunsul în ceea ce privește acea locuință de protocol. Care e treaba cu ea? Ce dovadă mai mare de ipocrizie, de amatorism, de habarnism doriți atunci când, fiind președintele Senatului,
în ultimul an jumate te duci de 7 ori la muncă, dar încasezi foarte mulți bani. Din banii românilor, apropo de lux și opulență. Adică tu ești plătit din banii românilor, ocupi o demnitate onorabilă, dar lipsindu-ți onoarea, lipsești și de la servici în mod repetat. Sunt acuzații era, foarte grave până la urmă, pentru că nu putem să spunem că are un singur job și e ca toată lumea de dimineață până la 5. Dar ăștia de dreapta pe care domnia sa spune că îi protejează, el n-a avut nicio treabă, nici cu dreapta, nici cu valori liberale, nici cu liberalismul, cu nimic. Ăștia de dreapta oare își permit să aibă afaceri și joburi așa pe care să nu le viziteze, să nu treacă pe la ele, să nu te duci la servici, să nu-ți pese. Bine, acum, domnule Gâdăi, dacă ne uităm la foarte mulți dintre parlamentarii dumneavoastră, sunt oamenii care au luat cuvântul o singură dată. Deci nu cred că putem să vorbim despre alții fără să ne uităm în propria ogradă. Majoritatea lor parlamentarii participă la ședinte. Alea multe, câte sunt puține, participă. Dar fiind numărul 2 în statul român și a nu te duce la servici, cred că e dovadă maximă de sfidare. Bine, la eu v-am întrebat ceva totuși, domnule Gâdei. Dumneavoastră vorbiți despre domnul Ciucă, dar eu v-am întrebat despre vila de protocol. Bineînțeles că nu există niciun fel de probleme în a fi transparentizate toate cheltuielile și a fi expuse publicului. Nu cred că ăsta este subiectul care poate șterge luxul pe care îl pregătesc liberalii pentru președintele lor. Bine, nu dumneavoastră și cu liberalii sunteți la putere și erați și atunci la putere, știți? Da, suntem într-adevăr. Așa că și dumneavoastră ați putea să răspundeți până la urmă în fața electoratului pentru toată povestea cu vila. Electoratul este atât de matur și inteligent încât vede cine a mințit și cine a spus adevărul. Cine pregătește opulență și lux pentru ai lor și cine este interesat de pensii, de prețul la energie, de investiții și toate celelalte. Adică aici va face diferența. Nu toate bazaconile astea pe care domnul Ciucă, din lipsă de activitate, le scrie pe Facebook în mod eronat, învățat de consilierii domniei sale. Bun, acum dumneavoastră ar trebui să lămuriți cu liberalii în echipă ce s-a întâmplat acolo, pentru că foarte mulți dintre votanții își amintesc de momentele frumoase ale acestei colaborări până la urmă. Doamnă, da. despre ce colaborare, despre ce liberal veți să discutăm? Uite, vă dau un exemplu care este elocvent pentru situația în care se află la momentul ăsta PNL-ul. Deci în județul Galați îl aduc pe Câțu să candideze să deschidă lista la Senat. Gălățienii vor fi înnebuniți să-l voteze pe Câțu, care nu are nici o treabă cu județul Galați. Ba mai mult decât atât. La Tecuci au pus singurul consilier local de la AUR, primarul PNL împreună cu consilierii PNL, l-au pus viceprimarul. Domnule Gâdei, eu v-am întrebat de dumneavoastră. Eu am întrebat de ce se întâmplă în ograda dumneavoastră, dar dumneavoastră văd că aveți o problemă cu liberalii. Bun, acum, dacă e să depășim această discuție, că până la urmă, da, e campanie electorală și e de înțeles, se atacă partidele între ele, ne așteptăm totuși ca lucrurile să fie clarificate. Ne așteptam și ca situația vilei din aviatorilor să fie clarificată. Dumneavoastră, cei de la USR, chiar ați organizat proteste acolo de-a lungul timpului, după ce au apărut informațiile în presă, pentru că de acolo știm. Dar, dincolo de asta, e un gest important pe care l-a făcut ieri guvernul. Cum vi s-a părut momentul ales? Păi am organizat proteste în luna februarie și acela a fost și momentul în care am făcut niște interpelări oficiale către RAPPS și către guvern să desecretizeze toate cheltuielile, inclusiv hotărârea de guvern. Timingul, dacă tot vorbim de asta, din punctul meu de vedere, este mai degrabă oportunistic ales, pentru că de aproape 9 luni de zile presa și toată lumea, oamenii vor să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo și abia acum în campanie domnul Ciolacu vine și desecretizează parțial informațiile cu privire la acest palat al împăratului pe care, da, domnul Ciucă, vedem acum, deși a mințit, eu mi-aduc aminte că pe 4 martie dânsul spunea cu subiect și predicat că nu a semnat nicio hotărâre de guvern cu privire la imobilul din aviatorilor și ați văzut probabil și dumneavoastră în presă că hotărârea de guvern face referire strictă la imobilul din aviatorilor, e trecută și adresa și se setează o nouă destinație, da, locuință pentru un fost șef de stat. Noi avem, restul sunt campați, ca să spunem așa. Este evident că este o hotărâre de guvern dată cu dedicație pentru
domnul Iohannis, chiar dacă nu scrie nume, cu nume și prenume asta, cum nu scrie nici pe legea aceea pe care au vrut să o dea cu dedicație, că e pentru Klaus Iohannis, dar toată lumea știa despre ce era vorba. Da. Problema este că nici domnul Ciolacu nu a oprit această mizerie, dânsul fiind premier în funcție de 2 ani de zile putea să pună punct acestui dezmăț pe banul public, pentru că, da, avem un fond de patrimoniu, de locuințe de serviciu pentru înalții demnitari, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm 9 milioane de euro într-un palat, pentru oricare dintre demnitari ar fi vorba. Noi avem cu totul și cu totul alte nevoi și vă reamintesc că avem un deficit bugetar excesiv în momentul ăsta, deci este nevoie să reducem cheltuielile. Și nici dacă ne-am fi lăfăit în banii, dacă am fi stat extraordinar de bine, nu cred că ar fi fost justificată o cheltuială de genul acesta pentru un singur om, oricare ar fi el. Deci asta este problema reală. Cu banii aceștia... Păi, și ce se va întâmpla, doamnă? Asta e întrebarea, până la urmă. Sper de milion de copii. Bun, complet de acord, dar dincolo de asta, întrebarea rămâne. Cine va mai sta, domnul Iohannis, acolo sau nu? Asta cred că își doresc să afle românii. Dacă tot i-au pregătit casa, se mută sau nu? Asta să știm. Asta depinde cine va fi următorul președinte și următorul premier al României, pentru că ei vor fi cei care, în momentul în care domnul Iohannis devine fost șef al statului și este eligibil, să spunem, să ceară o locuință, să-i ofere sau nu. Dacă tocmai mă întrebați pe mine, eu aș face, Elena Lasconi în niciun caz nu va da domnului Iohannis această vilă de protocol. Ce cred că trebuie făcut este să se oprească acest dezmăț, să se facă renovările minimum necesare și să fie pusă la dispoziția publicului. Acolo se poate face un lucru de care să beneficieze mai mulți oameni, dacă tot s-au băgat 3 milioane de euro până acum. Bun, și ultima întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Gâdei, aceeași. Se mută sau nu până la urmă, domnul Iohannis? Am făcut atâta scandal, dar vila a fost deja renovată, banii au fost dați, deci... Eu știu la câtă supărare este la domnul Iohannis și la PNL, pentru că, din nefericire, așa cum au vrut peneliștii, nu a putut candida să devină senator. Nu știu dacă se va muta, dar acum îl știm că nu-i pasă de părerea românilor și opulența și luxul este ceea ce caracterizează. Păi stați așa puțin, exact ce spunea doamna Stoica, dacă ajunge președinte domnul Ciolacu, dumnealui decide. Nu m-ați întrebat dacă domnul Ciolacu îi va acorda casa, ci păi tocmai, se adică muta se mută acolo sau nu în ea până la urmă, dacă tot e pregătită? La câte case are domnul Iohannis, cred că poate locui liniștit în foarte multe din casele domniei sale, astfel încât să iasă din povara bugetară a statului român. Dar, bun, noi știm acum, dincolo de orice glumă și în mod obiectiv, toți președinții, foștii președinți, au beneficiat de locuințe speciale, de protocol, tocmai pentru că beneficiază mai departe de pază și nu poți locui într-un simplu apartament de bloc, să zicem, oricât de bune ar fi condițiile, pentru că asta spune până la urmă regulamentul. Oamenii au dreptul la această locuință de serviciu. Este absolut normal să fie pățit. Este absolut normal să aibă condiții decente. Da. Dar nu lux și opulență în condițiile, bun, în care acum, România lux și opulență înseamnă pentru fiecare alt lucru. Doamna Stoica, vă rog. Spuneam că există un precedent cu Ion Iliescu, care locuiește într-o, acum nu vreau să-l laud, dar locuiește într-o casă modestă, asigurându-se, bineînțeles, toate protocoalele de securitate necesare pentru un fost președinte. Da. Deci se poate și mai pe bun simț, nu că domnul Iliescu ar avea neapărat bun simț, dar din punctul acesta de vedere al locuirii, nu a făcut excese. Da. Bun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine.